Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc în numele centrului. Am fost împuternicit să reprezint centrul pentru nou curaj pentru tine. Așa că eu vă salut, vă mulțumesc în numele autorilor, în numele criticilor care sunt prezenți aici și, bineînțeles, în numele casei editoriale Floare Albastră, care este editora ce a scos cele două cărți pe care vor fi aduse în atenția noastră astăzi, respectiv Melancolia de domnul Nelugeanu și Eminescu, ultimele zile la timpul de maestru, în profesorul universitar, doctor Nicolae Georgescu. Eu să-mi permit să fac o scurtă prezentare a celor doi autori pentru cei care nu-i cunosc, deși cred că majoritatea dintre dumneavoastră îi cunoașteți, dar n-am altă soluție decât să fac acest oficiu. Eu am făcut o scurtă sinteză a ceea ce am avut referitor la cei doi autori. E scurtă, e concisă, e concretă, e extraordinară, dacă vreți. Știți că la una de sine, nu vreau să vină, dar nu întotdeauna. Domnul profesor universitar dr. Nicolae Georgescu, pe care îl cunoașteți, este critic și istoric literar, s-a născut prin anii 50 în Jupânești de Argeș. Deci, domnul Nicolae Georgescu, ot Jupânești, nu? Așa, este licențiat al Facultății de Limbi Clasice a Universității din București, profesor universitar, doctor în filologie din 97, membru al Uniunii Scriitorilor Filiala București, critică istorie literară și eseistică din anul 2005, iar din 2007 este și membru al Academiei Onoare de Știință din România. A debutat cu critică literară în revista Luceafru. N-am aflat când, dar nu contează. A fost redactor principal la Viața Culturală a Capitalei, apoi a întemeiat cu Mircea Muciu. Așa, sub directoratul academicianului Mihai Drăgănescu, revista academică Academia României. Eminescolog de acută și spectaculoasă afirmare al ultimilor două decenii, colaborator la caietele Eminescu, cu multiple ediții critice, sinoptice și în palmares, studii introductive sau comentarii filologice la ediția Princep și ediția Perpesicius, dar și cu peste 20 de volume proprii, romane și volume de exegeză, serie inaugurată de cărțile de senzație A doua viață a lui Eminescu, 1994, și Cercul strâmt, Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, în 1995. Prin excelență antidogmatică și fenomenologică, noua abordare prin contestația adusă dogmatismului, inerției și autosuficienței perpetuate de biografii anteriori, a provocat unele, să zice, din controverse în rândul specialiștilor. Metoda sănătoasă, nepărtinitoare a convocării de documente și ipoteze, lăsând cititorului libertatea de a trage singur concluziile, minuția remarcabilă a inventarierii mărturiilor, lacunelor, contradicțiilor, microscopia detaliului relevant, moderația discursului lipsit de intenții polemice, îi sunt caracteristice, făcând ca laboriosul demers prospectiv al eminescologului să capete aspectul unei adevărate anchete detectiviste. În contrast cu șablonismul abordărilor tradiționale, cu bibliografiile construite din prefabricate pe mine și ele, se oferă astfel un instrument de lucru apt să pună eminescologia într-o lumină nouă ce aduce în atenție, de fapt, însăși venirea și responsabilitatea istoriei literare ca disciplină. Deviza domnei sale, ca și a lui Iorga, nu poți iubi ceea ce nu cunoști. Și o ultimă frază, a obținut numeroase premii, distincții și diplome pe care le ține ascunse, nu a pus să le spună ca să fie, dar probabil că are foarte multe, are referințe în zeci de volume, dicționare, istoria literaturii române, cronici și recenzii ale volumelor sale. Colaborează cu studii, articole, cronici și recenzii la majoritatea revistelor de cultură din România și România. Și probabil, nu știu exact, că n-am găsit, dar probabil că are și traduceri în străină. De acord, o persoană. Dacă fiu sincer, premii n-am.
Da, aveți diplome, cum să dăm? Diplome, diplome, n-am distinții. N-am premiul Academiei, n-am premiul editorilor, n-am premiul Ramon. Nici premiul Nobel. N-am premiul Nobel, n-am premiul Goncourt. Urmează. Dar nici nu le vrea. Domnul Sfânt, urmează. Toate pe rând așa se nu... Pentru că, de ce nu le am? Pentru că n-am concurat. Ca să iei un premiu, trebuie să... Da, trebuie să-ți faci. Trebuie să faci. Trebuie să-ți faci.